Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere despre energia intimă dintre voi în această perioadă. Aveți de ales între trei seturi de cărți și la comun va fi acest set de cărți pe care unii dintre voi deja îl știți. Primul este susținut de Dalmațian, al doilea de Haulit și al treilea de Ochiul de Tigru. Preferatul meu. Haulitul ci că are calități vindecătoare. Dalmația nu știu ce face, dar sună așa, Ying și Yang. Sau o situație pigmentată. Rămâne de văzut. Ochiul de tigru, evident. E vorba de plexul solar, de energie, de curaj. Frumos, frumos. Sună așa că e superb. Astăzi mi-am cumpărat două hortensii mari. Mi-am pus în grădină niște crizanteme frumoase. Și mâine urmează să văd unde pun hortensiile. Așadar. V-ați ales? Foarte bine. Din fiecare set de cărți a venit o carte în timp ce am amestecat setul. O să le discutăm la momentul potrivit pe fiecare. Primul număr. Cei care ați ales sau care alegeți de obicei numărul 1. Și acest dalmațian. Vedeți dacă rezonați cu ce se prezintă acum și apoi ascultați energia intimă dintre voi. În primul și în primul rând a venit 10 de monede. Probabil că unul dintre voi este căsătorit sau ambii sunteți căsătoriți sau dacă nu sunteți căsătoriți, familia vă influențează foarte mult, inclusiv viața intimă și energia intimă dintre voi. La capătul setului de cărți, 3 de monede, dar și 7 de monede, și magicianul, și 6 de cupe. Poate că a fost într-adevăr un triunghi amoros. Poate v-ați întâlnit la locul de muncă unii dintre voi și celălalt avea o familie sau, iar repet, chiar dacă nu era căsătorit, era influențat de cultură, de, eu știu, moștenirile genetice și educația primită acasă și prin cultura sa. Și din acest motiv, situația dintre voi, nu știu dacă s-a putut construi, pentru că a apărut da, s-a manifestat sau se manifestă în continuare. Aș spune că se manifestă în continuare o precauție. 7 și cu 30. Tocmai din cauza acestor diferențe de educație, de religie, de credință, de statut. Unul poate liber, altul e căsătorit sau ambii sunteți căsătoriți. Și totul se dorește manifestarea unei împăcări. Dar în momentul în care probabil acest personaj își dorește să comunice nevoia de împăcare sau de redresare emoțională a situației dintre voi, va trebui să alegeți între independență, eventual, și situația respectivă, voi știți. Dar hai să mai vedem. Acesta a fost un scurt mesaj. Cu cine aveți de-a face? Personajul. Dacă nu simțiți că rezonați, încercați alt număr sau altă etalare, pentru că e în playlist, sunt destule. Adică aveți de unde. Iată, roata norocului. Poate că cineva născut în octombrie, poate, sau cineva marcat de numărul 10. Nu obligatoriu, dar există și posibilitatea asta. O întâlnire, ia uite, o întâlnire karmic. Iar regele de monede, care pentru mine este soțul. Nu știu cât e de ideal, teoretic ar trebui să fie ideal. Sau un personaj cu statut profesional, financiar, suficient de bun cât să impună niște reguli, eventual. Și zero, nebun. Aceasta este situația dintre voi. Ar dori eventual să riște, dar să schimbe energia. Voi știți ce între voi. În continuare. Personajul cu care aveți de-a face sau situația. Repet, dacă nu este căsătorit, căsătorită, sunt chestiuni care țin de profesie, de finanțe, de statut social, de diferențe, de educație, chestiuni de genul ăsta. Încă o carte, două, trei, gata norocului. Probabil că acest personaj simte că este timpul să se schimbe energia, dar haideți să vedem în ce sens se schimbă. Cu alte cuvinte, până acum am văzut 7 de monede. Lucrurile s-au mișcat încet sau deloc. Ia uite, 5 de cupe. Este o stare de regret. Este dor de întâlnirea dintre voi. În primul și în primul rând, nu știu cât
cât plânge, dar este dor de întâlnirea dintre voi. Nu vrea să apară? Da, se simte abandonat, abandonată, eventual 5 de monede, din niște motive. Probabil că a trebuit să se întoarcă unul dintre voi la căsătorie, la familie, la casă, la, eu știu, statutul său profesional. Și nu s-a putut implica în relația dintre voi. E un sentiment de abandon, de însingurare. Aș spune că nu știu dacă, nu cred că regretă întâlnirea dintre voi. Cred că mai degrabă îi este dor. Îi este dor. Dacă unul dintre voi s-a concentrat prea mult pe prieteni sau pe alte chestiuni și mai puțin pe legătura sufletească dintre voi doi, cel care s-a concentrat pe celelalte opțiuni și mai puțin pe, repet, potențialul, relația dintre voi, aș spune că regretă. Dar ar vrea să vină cu, nu știu cât un cadou, dar cu un soi de comunicare. Da, un independent al lui căsătorit. Dar în acea comunicare se exprime câtă fericire a simțit în preajma voastră. 10 de cupe. Cum vă vede? Mai dăm o carte. Nu știu, unul dintre voi regretă, celălalt se simte abandonat. Iar mai am un sentiment. Sentiment, da? Sentiment, senzație. Dacă unul dintre voi este căsătorit, cel care e căsătorit, probabil că până acum, din cauza precauției și situației pe care o au, își vede de relație în continuare, dar se simte singur, însingurat, înfrigurat în acea relație. Relația respectivă scârță, inclusiv financiar. Și celălalt, da. Am senzația că e pe cale să închidă acest ciclu. 5 și cu 5, 10, vedeți? 5 și cu 5, 10, e pe cale să închidă acest ciclu. De lacrimi, de regrete, de supărare că n-a mers treaba. Totuși e o legătură foarte intensă între voi. E o întâlnire karmică, o întâlnire care vă schimbă destinul într-o formă sau alta. Emoțional, financiar, intim. Ia uite și vorbesc de 10 de monede și asul de monede. Unul poate să... Da! Cel care este singur probabil că vrea să-și vadă de o nouă direcție în viață. Avem o carte. Ia uite, au venit două. În secret există și o soție, regina de monede. În secret. Dacă nu rezonați, încercați alt număr. Ia uite, împăratul. Personaj cu responsabilități profesionale, financiare, care încearcă să-și tempereze, iau te impulsurile, atracția sexuală. Foarte puternică de altfel. Foarte puternică. Probabil că au fost tăceri, eremitul, între voi doi, cele două suflete perechi. Dar. Asta e. Așa simt. Până acum am văzut Jupiter, pești, Săgetător, poate și balanță, cu patru de spade să zic, ceva fecioară, taur, capricorn, pești, scorpion și poate și rac. Deocamdată. A, și împăratul berbec sau taur. Da. Deci aceasta e situația dintre voi, personajul cu care aveți de-a face. Probabil că a încercat să țină în secret față de soția sa, sau de personajul cu care e în relație, bărbat-femeie poate să fie regina de monede, personajul cu care e în relație de mult timp.
E o relație karmică, în general, pentru că monedele reprezintă planete de pământ, mai ales Saturn. Saturn care reprezintă karmă, dar și stabilitate. Asta e. Și atunci, ce a fost, dacă a fost un triunghi amoros, lucrurile au încercat să fie ținute departe de soție, dar... Ce mai simt? Mai simt că totuși visează la voi cu luna. Visează la voi. Poate că le-ar fi plăcut, da. Le-ar fi plăcut să fi fost voi soția lor, să fi fost voi soțul lor, să fi fost voi într-o relație stabilă. Poate. Poate. Dar cum... Și undeva iar tot așa cu... Luna aceasta, poate e lună în rac. Mai interesant, o să urmeze lună plină în pești. Pentru că e lună nouă în fecioară, și am văzut eremitul, la lună plină în pești, probabil că lucrurile se vor schimba, se vor stabiliza într-un fel, rămâne de văzut. Aceasta e situația dintre voi. Hai să vedem energia intimă, aș spune, cum să fac? A voastră și a lor. Nu, mai întâi a lor și apoi a voastră. Energia, da. Ce simțiți voi față de ei? Nu, ce simt ei față de voi? Ce simt ei față de voi? Ia uite, valetul de monede, împăratul și patru de cupe, da? Da, sunt căsătoriți unii, majoritatea, sau... Au un statut profesional, educație, sunt în control, încearcă să se controleze, au încercat să se controleze, poate că au refuzat această atracție care a existat între voi, au refuzat-o, mai ales energia masculină, au considerat energia feminină ca fiind o tentație, probabil în afara casei 4 și 4, în afara casei, în afara spațiului, da? Acela care oferă stabilitate, valetul de monede. Da, din spate. Am văzut mai devreme valetul de monede. Dorința există și ar dori eventual să vă bucurați unul de celălalt, să vă îmbete, să vă pierdeți controlul. Poate și ei mai puțin, ei să-și păstreze controlul, ei rămân undeva în spate. Mai degrabă voi, doamnelor, sau energiilor femine, că puteți să fiți bărbați în energie feminină, mai degrabă energia feminină să-și piardă controlul, ei să se bucure de acest decor, de această împărtășanie erotică, dar să-și păstreze statutul, controlul, da, oameni care își doresc controlul inclusiv în pat. Și n-ar fi asta o problemă dacă te controlezi, chiar este bine să te controlezi, însă energia lor în acest moment este statică. Ar vrea, dar simt așa oarecare, mai degrabă teamă, reținere din punct de vedere moral, poate, dar posibil și o teamă. Teamă că își pierd controlul. Interesant. Teamă că își pierd controlul. Nu vedeți că personajul respectiv nici nu se uită, nici în ochii, nu cumva să pice privirea mai jos de ochi, spre decolteu, spre talie, spre alte chestiuni. Aici vine din spate. Ar dori să experimenteze această relație, dar... după ritmul și convențiile sale. Și iar simt că nu vor să-și piardă controlul. Ia uite, 8 de monede. Și din acest motiv, probabil... că voi învățați să vă priviți, să priviți în altă parte? Hai să vedem energia voastră, energia lor și energia voastră. Wow! Diavolul? Tentația!
Energia, wow, două, nu pica! Wow. Energia voastră. Regina de spade. Cavalerul de spade și diavolul. Da. Aveți un erotism foarte intens. Nu zic, variază de la om la om. Exotic, extravagant, îndrăzneț. Dar, ce simt? Am zis, am avut senzația că voi priviți în altă parte, spre cineva care vă oferă lucruri pe care acest personaj se reține să le ofere. Ar putea să fie energia voastră. Regina de spade cam impune și ea regulile. Și aici, da, poate să fie un rege de spade, dar poate să fie foarte bine tot împăratul. Cred că este singura regină care poate să pună la punct acest împărat. Să stabilească ea regulile, nu împăratul sau alt rege. Este o persoană cu foarte mari nevoi. Foarte mari nevoi sexuale, erotice, dar din cauza că a fost decepționată, nu doar de acest personaj, dar și de alte personaje, uneori devine sarcastică și dacă, și am zis, se reține și regina de spade se reține, wow, dar și când își dă drumul la, eu știu, exprimarea sa erotică, sexuală, este foarte impulsivă, aș spune, intensă, foarte intensă și poate dominatoare, poate că s-ar lăsa dominată de dragul experimentării, pentru că își reține foarte mult nevoile intime. Vrea să-și folosească mai degrabă capul decât alte părți ale corpului. Însă, am zis, dacă voi ați stabilit că nu mai vreți să aveți de-a face cu acest personaj, probabil că alt personaj este în preajma voastră. Interesant că e în spatele vostru. Alt personaj este în preajma voastră. Eventual, acesta va rămâne tânjind, obsedând după voi. Visând. Pentru că voi vă știți valoarea și nu acceptați situații care vă compromit sau care nu vă aduc nicio satisfacție. V-ați săturat de dezamăgiri. Am senzația că și dacă v-ați orientat către altcineva, aveți în preajmă un alt personaj mai tânăr care ar vrea să vă ofere ce nu v-a oferit acest împărat. Și acest personaj a venit într-un mod neașteptat în viața voastră, dar există oarecare compatibilitate. Compatibilitate, da. În fine, dar am zis că vorbesc despre energia voastră și a lor în această relație. La capătul setului de cărți, faetonul. Da, vreți să mergeți mai departe. Către cineva care vă apreciază, care își face timp, care construiește relația, da? Vreți să ați refuzat 8 de cupe persoanele căsătorite sau care vă pun în triunghi amoros sau vă pun în situații, da. Da. Asta e energia voastră. O să mai fac. O etalare mi s-a cerut despre ce își dorești o anumită persoană, dar aceasta este energia în general. Da, sunteți intenși, pentru ei sunteți o tentație, diavolul e tentația, da? Sunteți intenși, bărbați, femei, nu contează. Și am zis, puteți să fiți foarte morali, foarte decenți, foarte raționale, dar în viziunea lor sunteți o tentație
care se luptă, e o luptă interioară, încearcă să se controleze, să-i facă față. Încearcă să pară împărați, dar ei de fapt sunt valeți. De fapt ar veni oricând. E doar o aparență acest împărat, am senzația. E doar o aparență. N-am zis eu frică. Și să se uită în ochii voștri. Și energia voastră, eventual poate că și voi ați simțit că acest personaj este dominator, are tendință de a domina, tocmai ca să nu își piardă controlul emoțional. Ar putea să aibă, nu știu dacă ați experimentat, dar ar putea să aibă această tendință de a domina, de a experimenta, dar de a nu se implica emoțional prea mult. Regina de spade cam taie macaroana celor care nu se poartă conform nevoilor sale. De-aia apare și Regina de monede, poate, și Regina de spade. Deocamdată ce am văzut ca și zodii, din punct de vedere erotic, împăratul, taur, berbec, capricorn, geme, balanță, vărsător, pești, rac, scorpion, și valetul, poate taur, poate fecioară, poate capricorn, cam astea sunt cărțile. Dar, am zis la voi, vreți să mergeți mai departe, către cineva care se implică, cu care puteți să vă atingeți visurile, să zic erotice, că faetonul merge către stea, da? Către, eu știu, tot ce v-ați dorit. Și trei de monede înseamnă muncă, muncă în relație. Și atunci, 8 de cupe, vă eliberați emoțional de acest împărat, mare preot, în ce sens? Personaj căsătorit. Destul de distant. Încearcă să-și controleze emoțiile. Nu zic că nu are emoții, dar și le ține în control. Acum. Asta e energia intimă dintre voi în această perioadă. În altă perioadă poate să fie alta. Să mergem mai departe. Sper că v-a plăcut. Voi știți povestea. Poate v-a confirmat ceva. Să facem, nu plecați încă, să facem și concluzia. Concluzia din punct de vedere emoțional, erotic, intim. Concluzia doi de monede, da? Și unul și altul. E o nesiguranță. Doi de monede, da? Concluzia. Am zis, voi mergeți către stea, ați văzut? Ia uitați. Voi priviți energiilor feminine, eventual, priviți către stea. Ia uite, regele de cupe. Doi de monede, regele de cupe și... Dar sunt excepții. Personajul vă urmărește în continuare, vă spionează. Încă o carte, înismate. Am văzut magicianul, se dorește o manifestare. Am văzut iar magicianul. Uite, iar 4 de cupe. Dar să zicem că au venit pe orizontal. Probabil că totuși acest personaj va încerca să renunțe la această reținere și va încerca să vă abordeze, dar nu prea știe cum să vă abordeze. Știe că voi vreți dragoste adevărată, implicare și sexuală și emoțională, emoțională mai ales. Vreți tandrețe și... Nu doar sex, vreți și tandrețe, unii dintre voi. Asta simt. Dacă simțiți că nu rezonează cu voi, puteți să căutați în altă parte. Dar 4 de cupe iar revine, repet, pe orizontal, ar putea să însemne o eliberare de acest reținere pe care au avut-o până acum. Și să încerce să vă... Dar tot din spate, tot timid, tot stângaci. Interesant, poate vă treziți cu ei prin spate, punându-vă mâna pe umăr și, eu știu, șoptindu-vă ceva sau ademenindu-vă. Șoptindu-vă că vă iubesc, poate
Poate? Și că vor să fie cu voi? 4 merge către 3? Să se întâlnească cu voi? Poate? Voi hotărâți ce se poate întâmpla. Ia uite steaua. 10 de cupe. Dar vă așteaptă o mare fericire. Nu știu dacă cu acest personaj, pentru că 2 de monede trebuie să alegeți și voi priviți către stea. Steaua este acolo, nu este aici. Interesant. Wow. În curând. Wow. Ia uite, regina de cupe. Va veni cineva cu dragoste, într-adevăr. Personaj pe care i-ați visat și vă veți vindeca de această decepție. Nu știu dacă acesta. Depinde de la om la om. Dar voi priviți către stea. Cam atât deocamdată. Hai să vedem cei care ați ales. Să nu uiți să fac acest format, că uneori formatul vine în timpul etalării. Cei care ați ales haolitul. Există o notă de puritate între voi. Nu știu. Albul, așa îmi transmit, o notă de puritate. Poate este și o linie. Poate ceva s-a încheiat și urmează să începeți altceva, să recreați sau să vă lipiți. A lipiți, vedeți? Unul de celălalt. Sper că se vede. Și probabil că dacă a fost o linie, un punct și o linie și o separare și o distanță între voi, probabil a fost necesară ca să vindecați multe lucruri. Nu? Așa, ce a apărut? 4 de băte. Posibil, sunteți flăcări gemene, dar nu bateți câmpii toți, decât dacă aveți confirmări pe multe planuri. Posibil să fiți suflete perechi. Ok? Sau flăcări gemene. Dar 4 de bâte, ca și energie, ia uite, susține dorința cuiva, poate aveți de-a face cu cineva cu planete în semne de apă sau de foc, sau și una și alta. Să zic, rac cu ascendent sau Marte în leu, în berbec, în săgetător, da? Sau invers. Apare foarte mult Pluto. Foarte mult. Apare Pluto. Pluto ca și energie transformatoare între voi. Cine vă cunoaște, sinastria, compozitul, progresiile, tot ce vreți voi. Pare Pluto. Dorința de împăcare a acestui personaj care simte foarte mult. Cu cât a stat la distanță lumea, cu cât a spus punct, am zis că a fost o linie și ați refuzat, cred că această dragoste s-a adâncit, a devenit mai puternică. Cu alte cuvinte, distanța creează un gol. Și golul acesta a fost umplut cu emoții și cu dragoste. Interesant mesaj. Dar la un moment dat ați refuzat, ori unul, ori celălalt, 4 de cupe. Ați refuzat din diferite motive. Blocaj mental, poate încă mai vă gândeați la cineva, poate vă era frică să vă deschideți din diferite motive. Ați refuzat și acest refuz a dus la finalizarea, eu știu, moarte. Moartea relației. Și încheiere, iau de moarte și lumea. Ați încheiat relația, relația dintre voi încheiată. Dar, am zis, separarea aceasta a accentuat dragostea, dorul de voi. De unul de celălalt, nu știu. Probabil cu acest peștișor, probabil personajul acesta visează, poate și voi mai visați la ei, nu știu. Lumea, clar că e distanță, că sunt hotare, sunt granițe de trecut până vă întâlniți. Dar acest personaj vrea să renască, ar spune. Poate că și voi vreți, nu știu. Interesant, vedeți cum parcă se întinde din vis către voi. Aici sunteți voi, energia voastră. Ca și când ar vrea să vă atingă și nu poate. Dar în vis, probabil că e singurul moment când poate. Ce își mai dorește? Își dorește o întâlnire cu voi, să vă întâlniți la un eveniment, nu știu, la un restaurant, acasă, la unul, la celălalt. Nu știu dacă își dorește să facă casă, dar să aveți niște momente frumoase care să stabilizeze situația sau să renască. Hai să vedem. Personajul cu care aveți de-a face sau situația sau personajul. Ups! 4 de monede și Marea Preoteasă. În secret își dorește să vă ofere o nouă poziție. Wow! Asul de monede și 10 de cupe. În secret își dorește să vă ofere un cadou sau posibilitatea să
Începeți, iar relația s-o renaște și să mergeți către 10 de cupe, un cuplu fericit. Nu știu dacă va fi musa și un copil, dar va fi un proiect. Copilul poate să fie un proiect, coasul de monede, poate să fie un proiect frumos care va duce fericirea. Deci ce este? Patru de monede arată că încă ține la voi. Ține la voi. Da. Asta vrea să iasă? Șase de cupe. Da, dorește împăcare. Încă ține la voi. Probabil un sentiment de acasă. Patru e casă, șase. V-ați întâlnit, eu știu, viața de zi cu zi, la un moment dat. Poate că unul era în vacanță acasă, la țară, în, știu, țara natală și zi de zi, că e casa șasea fecioarei, v-ați întâlnit, v-ați văzut, v-ați simțit emoțiile și ați avut acest sentiment de deja vu, poate, cu șase de cupe. Sentimentul ăla, mai. Poate sunteți prieteni de copilărie unii dintre voi, poate v-ați întâlnit în tinerețe, dar dacă nu și nu, sentimentul ăla, mai, te știu de undeva sau chiar dacă nu te știu de nicăieri, am senzația că știu ce-ți place, cum îți place să te joci, cu ce-ți place să te joci, mai ales erotic. Da. Cine acest personaj? Un personaj de altfel romantic, cu șase de cupe și destul de stabil cu patru, stabil, nu știu, posesiv în primul rând, o notă de posesivitate cu patru de monede sau stabilitate, eu știu, 10 de monede. Iar zece de monede. Eu, diavolul, asul de mamă. Deci acest personaj, mama mia, acest personaj, clar, își dorește obsedant. O nouă dragoste, dar nu doar dragoste, nu doar întâlnirea aceasta emoțională dintre doi oameni care își vindecă copilul interior, dar și pasiune, măi, teribilă, teribilă. Ori voi, ori ei, nu știu, deci aici e... Da, își dorește să vă împlinească toate, nu știu, visurile erotice, nevoile intime. Dar 10 de monede arată că iar o chestiune care ține de familie, de educație, poate diferența de educație, de cultură, de finanțe. Mai dăm o carte. Și cum am văzut mai devreme, posibil să-și dorească cu 4 de bâte și cu 10 de monede, posibil să-și dorească, nu știu, să locuiți împreună, să aveți succes împreună, profesional. Ia uite, regina de monede. Da. Acest personaj vă vede valoarea? Să zici, o, artist, ia uite, ori el e artist, ori voi sunteți artiști și 4 de bâte. Poate își dorește să vă invite la un eveniment artistic, nu știu, expoziție, spectacol, teatru, eu știu, concert de muzică și să schimbe energia dintre voi. Care e o energie care stă pe loc? Vă gândiți obsedant? Cred că unul la și celălalt. Undeva în interiorul lor, cel mai profund, ar spune că își doresc o relație stabilă cu voi sau dacă relație stabilă poate să fie și o colaborare profesională dacă nu se poate familie. Chiar vorbim de intimitate, de erotism, dar probabil că erotismul și emoțiile vă atrag, vă țin alături și ați putea să folosiți această energie Kundalini, dacă știți, să o folosiți într-un mod creativ și să faceți bani împreună. Dar clar, vă văd valoarea și simt că sunteți persoane stabile. Șase de cupe ar spune că le e dor de voi. Poate. Dar, iar, trebuie să-și facă planuri de călătorie. E distanță. E un turn. Unul este într-un turn, altul este peste hotare, peste mări și țări, nu știu. Unul într-o relație sau într-un contract sau în ceva și celălalt e mai liber. Și atunci, cum faceți, nu? Acest personaj trebuie să aleagă și voi trebuie să alegeți, evident, dar
Își face planuri, să zic. Cu doi de bâte aș spune că își face planuri. Cum să vină? Se uită în zare. Mai să merg, să nu merg. Cum să fac? Mai dăm o carte, că-s curioasă. Iau, împăraturi și îndrăgostiții. Vai și regina de cupe și am văzut mai devreme regele de cupe. Iau-te și turnul. Da, probabil că va veni după o perioadă de lungă tăcere, într-un mod neașteptat. Își va exprima dragostea, că regina de cupe exprimă mai mult decât regele de cupe. Ia uite ce frumos. Va echilibra situația și va dori, da, vrea stabilitate. Acest împărat vrea stabilitate. Nu simt încă că ar fi căsătorit, dar probabil că e. Iar educație, și un statut profesional, banii sunt importați în relația dintre, eu știu, ei și celelalte persoane. Hai să vedem energia intimă dintre voi. Energia lor față de... Wow! Și asta. 7 de cupe? E interesant. N-am apucat să amestec cât am amestecat. Visează. Interesant. Puteți să ascultați dacă v-a atras probabil numărul 1 și mai aveți un alt personaj pe care l-ați proiectat la numărul 1. Probabil că o să vedeți. Apar acestea cărți la sfârșitul etalării. La voi. Deci, acest personaj visează. Poate că are opțiuni, într-adevăr. Posibil să aibă și opțiuni, dar referitor la voi, visează și steaua este energie de noapte și 7 de cupe și 10 de cupe, iar e o stare de idealizare. Visează că o să fiți împreună, că o să fiți fericiți, că o să vă satisfacă, că o să-i vindecați prin, eu știu, prezența voastră, prin emoțiile voastre, prin, eu știu, sexualitatea voastră, care probabil are ceva pur, apropo de alb. Are ceva pur, are ceva spiritual, că tot am vorbit de kundalini și de creație. Puteți să creați. Interesant. Poate acest personaj iar este cu steaua, este pe energia lor, este persoană publică? Posibil și asta. Posibil și asta. Pentru unii dintre voi. Energia lor intimă față de voi. Visează. Cum o să vă sărute, cum o să vă atingă, cum o să vă hrănească. Cât de drăguț o să fie cu voi și voi o să vă simțiți, o să creați stabilitate, iar e o curte, o să vă simțiți ca acasă împreună. E ca și când sunteți soț și soție. Probabil are acest vis că sunteți soț și soție. Ați fost într-o altă viață, soț și soție. Nu știu, 10 de cupe, 10 de monede. Simte că sunteți parte din destinul lor. Neapărat va trebui să fiți împreună la un moment dat. Asta e, ia uite. Iar sentimentul de abandon, probabil și de regrete, și, ia uite, de griji. Probabil că v-ați separat, că am văzut, nu probabil, cu siguranță, am văzut și eremitul, am văzut și moartea, am văzut și renașterea, am văzut și lumea, iar distanța mare între voi. Dar își dorește să-și facă planuri. Cum să vină să vă cucerească, să vă atingă, să vă mângâie, să vă dezbrace. Da. Energia voastră intimă față de ei. Asta, ia uite-le. Cavalerul de cupe, valetul de monede. Și 8 de cupe, interesant. Voi aveți niște conflicte. Nu știți dacă sunt căsătoriți, dacă mai au pe altcineva, dacă sunt jocuri mentale, ce s-a întâmplat, eu știu, tăcerea, distanța dintre voi, dacă au fost jocuri mentale din partea lor, dacă cineva a intervenit în viața lor. Aș spune că există un soi de gelozie sau de o întrebare. Da, cavalerul, valetul de cupe. Aveți nevoie de niște explicații. Ce s-a întâmplat? O scrisoare de comunicare. Ce s-a întâmplat? Că sigur între voi situația s-a încheiat. Dar am văzut de la început că vrea acest personaj să renască. Într-o formă sau alta. Poate că și voi. Dar aveți nevoie de niște explicații. Ce s-a întâmplat? Cu cine a fost în perioada asta? Sau cine a intervenit?
Doi valeți, aveți nevoie de comunicare. Iar... Da, și implicare. Și implicare. Vă doriți foarte mult ca acest personaj să se implice, 8 de monede, valetul, doi valeți, și să comunice cu voi, pentru că separarea care s-a produs între voi, am senzația că vă pune la îndoială dragostea pe care o simte. Deci acest personaj chiar simte dragoste, emoții. Dar eu notă nu știu cât de gelozie, ca neîncredere. Neîncredere, ar spune. Aveți impresia că cineva se joacă cu voi, că ei s-au jucat cu voi și că mai au pe altcineva? Și atunci, dacă aveți această impresie, normal că aveți nevoie de implicare, 8 de monede. Aveți impresia că ei vin, că se ascund în spatele emoțiilor, în spatele atracțiilor, în spatele gesturilor și vreți să se implice. Vreți să muncească în relație. Nu vreți să vă... E interesant, da? Chiar e acest sentiment de... După atâta pauză, după atâta tăcere, crezi că merg lucrurile atât de ușor? Am nevoie să-mi dovedești dragostea. Interesant, un trandafir. Am nevoie să dovedești dragostea. Și iar cu aceste ibrice și cu aceste vase să creați ceva. Să transforme lucrurile. Și pentru asta este nevoie de comunicare. Ați vrea să vă pierdeți în brațele lor, dar am senzația că vreți demonstrații, vreți, nu demonstrații, vreți, ba, poate și demonstrații, vreți implicare, vreți să muncească. Nu doar un valet, nu doar un cavaler, vreți un personaj care muncește zilnic, se implică zilnic. Apropo de 6 de cupe, da? Altfel, aveți impresia că vă joacă 5 de spade. Vă este dor, într-adevăr, vă este și vouă dor de ei. Ați vrea să renunțați la toate aceste conflicte mentale și să vă doriți cu totul, 10 de monede, 8 de monede, dar pentru asta, ca să vă eliberați de aceste conflicte, iar, revin, aveți nevoie ca acest personaj să demonstreze. Și știe acest personaj. Știe, de-aia apare și împăratul. Știe că trebuie să fie protector, știe că trebuie să arate, știe că trebuie să fie asumat. Că voi vă știți valoarea, vă recunoaște valoarea, dar probabil că n-a arătat-o. Simte că e o situație, o întâlnire predestinată între voi, dar probabil că n-a arătat-o. Hai să vedem situația, eu știu, comună, generală între voi. Deci această energie a lor, această energie a voastră. A voastră un pic mai reținută. Pentru că sunteți un pic supărați. Am senzația că sunteți un pic supărați. Și confuzi cu luna plină. Confuzi. Ce se întâmplă? Poate, iar, confuzi și prin această... Îi simțiți în preajma voastră uneori. Telepatic? Dar, aș spune că e o luptă, da, cu 5 de spade, e o luptă între a menține și voi a vă menține controlul, dar nu de dragul controlului, până de dovedește acest personaj, de ce e în stare și dacă, că într-adevăr e serios, și o luptă între a menține controlul și a vă pierde în brațele lor. E o luptă. Și o leacă de gelozie și de neîncredere și de confuzie. E o luptă. Ați vrea să însemnați și voi totul pentru ei și de fapt însemnați, dar încă vă luptați cu voi. Încă nu credeți. Nu credeți că însemnați chiar atât de mult pentru ei, mai ales dacă sunt și persoane publice. Pentru că Steaua înseamnă și o persoană publică. O persoană cu faimă, eu știu, care atrage
multe alte persoane. Ce, măi, cum să fii? Că ai atâtea opțiuni. Cum să fiu eu? Aici este. Hai să vedem. Energia, ia uite, regina de bâte, energia comună dintre voi în această perioadă. Pasiune există. Cu toată separarea care a fost între voi, pasiune există. Ia uite, temperanța și asul de spade. Ce frumos! Azi, pasiunea asta este fascinantă, captivantă între voi. Ei vă văd într-un mod excepțional. Probabil că aici este neîncrederea. Unul dintre voi trebuie să se vindece de neîncredere. Iar e un trandafir, ia un trandafir. Și în această perioadă de temperanță, de așteptare, de vindecare, că vorbim de vindecare cu două cărți, cel puțin. Pentru că, repet, ceva s-a întâmplat între voi, v-am spus mai devreme. Sau se întâmplă și, știu, aveți nevoie să vindecați o separare. Aș spune că amândoi sperați, cu temperanța, sperați că se vor echilibra lucrurile și veți manifesta o nouă etapă în relația dintre voi. O etapă în care nu mai există confuzie, în care există adevăr, în care vă dezlegați de karme, de relații karmice, de frici, că am văzut la un moment dat și nouă de spade, parcă, la voi, da? De frici, de rețineri, de așteptări. Pentru mine asul de spade dezleagă, nu leagă. Asta e, să citească fiecare cum vrea, pentru mine asul de spade dezleagă. Și este deocamdată o durere între voi, pentru că văd o inimă rănită. E o durere, dar se poate vindeca. Se poate, ei cel puțin speră. Ei cel puțin speră. Voi sunteți mai un pic mai reținuți sau reținute. Voi speră, ei speră că se va vindeca situația dintre voi, rana aceasta emoțională care există, sunt conștienți. Pentru că sunt, da, ei sunt și, dacă sunt persoane publice, probabil că și ei sunt foarte atractivi. Și aici este neîncrederea pe care o aveți. Dar ei vă văd pe voi foarte fain. Bărbați, femei, nu contează. Nici nu știu cum să exprim la modul decent. V-ați dezbrăcat din privire unul pe celălalt, dar există foc, există pasiune, există magnetism, dar... Aici e o leacă de neîncredere. Da, apare și asul de spade pentru că e nevoie de claritate, de comunicare, de sinceritate, de adevăr. În capătul setului de cărți, împăratul. Ia uite, iar împăratul. Probabil acesta este bărbatul vostru divin. Dar, după o perioadă, reechilibrarea de 5 de monede. Ia uite, am văzut la voi, am văzut, da? De stres. Stres, regrete, lacrimi, așteptare, poate că cineva face muzică, posibil. Sau muzica este foarte importantă pentru voi. Deocamdată cam atât. Interesant ce văd. Lebede, probabil că cel puțin unul dintre voi, probabil că acest personaj, consideră că veți fi împreună până la moarte, că așa fac lebedele. Sunt împreună până la moarte. Poate că relația se va manifesta, poate este doar un vis, dar visul lor este că atunci când se va manifesta să fie pe viață. Mesaj pentru unii, nu pentru toți. Vedeți, știți și voi cu cine aveți de-a face sau poate nu știți. În fine. Hai să vedem. Cei care ați ales numărul 3 și acest superb ochi de tigru, ce iubesc, ce iubesc acest, ce să zic, această piatră, superbă, superbă. A apărut la voi nebunul. Situația dintre voi, probabil că sunteți la început de relație sau încă nici n-ați definit-o, nici măcar început, e ceva, un neant. Sunteți în 0.0 al tuturor posibilităților. Puteți să faceți totul sau puteți să faceți nada, nimic, niet, nu mai știu, nothing, rien, parcă în franceză, whatever. Dar, aici un ametist,
Probabil veți primi ghidaj divin. Vin mesaje. Sunteți într-o perioadă probabil de stagnare. Stagnare necesară ca cel puțin unul dintre voi, dacă nu chiar amândoi, să găsiți noi perspective prin care puteți să manifestați, dacă vreți, această relație. Și, odată găsite perspectivele astea foarte ciudate și foarte... De ce se vine mie acum freak? Și cred că nu ține doar de intimitate, cred că ține... văd un număr 11... Sau doi, Marea Preoteasă? Sau Justiția? Poate probleme în justiție pentru unii dintre voi? Iar văd 4 puncte, nu știu ce înseamnă asta. 4 săptămâni, 4 zile, 4 luni, 3 și încă 1. Cineva se ține de picioare, adică lucrurile nu merg. Dar... Întinde o mână în neant, în necunoscut, probabil cu dorința de manifestare. Dar asta se va întâmpla în momentul în care începe să vadă lucrurile altfel. Sponsoratul. Cineva nu poate să... Vedeți? Aici este un personaj liber și aici este un personaj care este... Și legat de ceva, dar se și reține. Și nebunul se ține. Ca să nu pice. În momentul în care zice, gata, mă arunc, își dă drumul. Aici la fel. Interesant. Înseamnă că amândoi vă țineți legat. Sau relația nu se poate manifesta până celălalt nu se dezleagă de o situație. Dar nu știu din ce motive. E această așteptare. Este o așteptare necesară, o întârziere, să zic, necesară, în care poate trebuie să vă găsiți, să vă găsiți credința, să manifestați noi perspective, noi viziuni. Această așteptare, după această așteptare va fi, sau este, în această așteptare se visează totuși, că totul va fi bine, va fi super, super, super fericire. Și totuși e un stres. Sunt niște influențe negative. Probabil că vă luptați între neîncredere și speranță. Neîncredere că ce? Că posibil vă simțiți bine împreună. Neîncredere că va fi o relație de lungă durată și nu va fi doar o chestiune... O nebunie. Unul dintre voi probabil că în această perioadă se concentrează pe succesul său profesional. Și celălalt se stresează. Deci, nu mă iubește, de fapt, nu mă iubește. Da, ce să facă dacă lucrurile stau pe loc? În fine, ideea este că relația este la început. Sunteți în, nici măcar în centru, deasupra. Dar, repet, cu acest ametist, probabil că veți simți, veți primi ghidaj. Poate veți avea vise, visuri, inspirante, premonitorii, nu știu. Hai să vedem. Adică, nu știu, eu vă zic ce primesc, ce mesaje primesc, veți vedea ce se manifestă la voi. Variază de la un om. Hai să vedem cu cine aveți de-a face. Ia uite steaua, iar. Și acest personaj speră, poate că nu e persoană publică. Nu știu, dar în primul și în primul rând cineva speră că se vor vindeca niște lacrimi, niște regrete, extrem niște regrete, din cauza unei distanțe între voi. Da, cineva să pleacă. Pleacă către creștere, către abundență, din cauza că e o relație la distanță pentru unii dintre voi. Hai să mai vedem. Pentru unii, da. Există o decepție că nu s-a putut manifesta ceva stabil. Da, vedem. Personajul cu care am zis de-a face. Îmi dăm o carte. Deocamdată 7 de bucate. Destul de precauți. Probabil că a avut de-a face cu multe probleme în viața sa și este destul de precaut, precaută. Hai să mai vedem ce alte cărți mai vin. După cum vedeți, fi și cărțile mai greu. Tocmai pentru că e precaut, precaut. Ia uite, zero și regina de bute. Trebuie să-și
facă curaj. Săriște, să se arunce în această relație. Probabil unul e mai precaut, unul e mai entuziast. Dar sunt niște situații toxice, iau-te, 5 de cupe, niște lacrimi, pentru că există, iau-te, 15, diavolul, iau-te, sunteți două suflete perechi, dar unul este de o vibrație înaltă, Marea Preoteasă, interesant, și celălalt foarte toxic, adictiv, legat, cum am zis mai devreme, legat, unul e liber, altul e legat. În fine, cei care sunteți cu vibrație mai înaltă, simțiți că în acest moment situația vă poate aduce lacrimi. Cu cine aveți de-a face? Aveți de-a face cu un personaj cuceritor, Regina de Bâte, ia uite, și logic. Care simte o legătură aparte între voi. Simte o prietenie, simte că îi vindecați și că lângă voi se pot maturiza și lângă voi pot să fie altfel. Personajul cu care aveți de-a face. Nu o carte. Sunt multe. Ia uite, interesant. Așa au vrut să vină, că e și Regele de Bâte. Aici cred că e personajul. Aici cred că e personajul, că tot mă gândea să clarific zero nebunul în gând. Dar tot speram o carte. Au venit foarte multe cărți la voi. Cred că de fapt... Aici este unul, aici este celălalt. Și cred că amândoi sunteți precauți. Dar cine e mai precaut? Este din cauza că... Eu cred că amândoi sunteți precauți. În fine, energia masculină, bărbat și femeie, da? Regele și regina de Bâte. Da? Multă pasiune, atracție, magnetie, sexualitate mare între voi, da? Însă acest personaj are tendința să petreacă foarte mult cu prietenii. 3 de cupe. Mai are alte opțiuni pe care ar trebui să le lase în spate. 6 de spate. Ca să-și clarifice mintea și ca să ajungă, interesant, la un potențial, că probabil încă nu este Rege de Bâte. Probabil că este doar un personaj din cercul vostru de prieteni, un personaj... Nu știu ce este... Nebun în dragoste. Dar acest personaj încă n-a ajuns la maturitatea așa, sa, nu neapărat sexuală, cât maturitatea sa, nu știu, încă e un bărbat, dar încă nu-și cunoaște potențialul, nu știe să își conducă viața. Deocamdată, probabil că a petrecut foarte mult. Și trebuie să se vindece de niște dependențe, de niște un stil de viață. Trebuie să-și pună mintea în ordine. Dar probabil, interesant cu vin cărțile, că în preajma voastră ei se simt inspirați. Aici este. Dacă a riscat să vină spre voi, voi sunteți, voi vă cunoașteți, voi aveți mintea clară, ei încă nu au. Regina de spade, voi sunteți înțelepți, vă rețineți, manifestați și sexualitate, și încredere, și inspirație când considerați voi că se cuvine, cu cine se cuvine. Voi aveți energia voastră pe care vă protejați. Poate că vă protejați de ei. Interesantă etalarea. Dar am zis, voi sunteți și regine de Bâte și regine de spade, doamnelor. Eventual sau energiilor feminine. Că poate sunteți bărbați în energia feminină, da? Sunteți și pasionale și înțelepte.
și raționale. Da? Ei încă, de-abia acum, nu că n-ar fi pasional, de-abia acum încep să, sau de-abia în relație cu voi pot, da? După ce lasă prietenii, celelalte opțiuni, dansurile, eu știu, distracțiile, păhărelele, ce ori mai fi, poate că este o distanță între voi cu 6 de spade. Repet, după ce lasă aceste lucruri și își ordonează mintea și își vindecă un pic sufletul, poate să devină pereche potrivită pentru voi. Din acest motiv, probabil că voi aveți tendința să-i mai refuzați. Și aici, și pentru că îi mai refuzați, sau îi refuzați, ați refuzat, nu știu exact, energiile feminine, relația dintre voi stă în acest punct zero al nemanifestatului. Puteți oricând să faceți orice. Și împreună cu regele și regina de bâte, vai, dar câtă creativitate, nu doar intimitate, nu doar sexualitate, câtă creativitate și câtă putere de a conduce lumea împreună. Dar acesta trebuie, aș spune, cu ține de transformare, ține de transformare. În fine, asta e situația dintre voi. Ia uite, regele de cupe, la capătul setului de cărți, renaște în... Ia uite, am zis acest personaj, că aici s-au oprit cărțile. Acest personaj este toxic pentru că îi place să petreacă, să se bucure de viață, vă atrage. Dar voi știți, că am văzut și Marea Preoteasă, dar voi știți că trebuie să se transforme, să renască. O nouă ființă, un alt fel de bărbat. Un bărbat echilibrat emoțional, un bărbat care radiază și dragoste și putere și conștiință și ce mai vreți voi. Așa simt. Poate că acest personaj vrea, poate el e conștient, interesant. O fi început procesul de vindecare, nu știu, de eliberare de trecut, nu știu, dar pentru unii poate acest personaj e conștient de stilul său de viață, dar mai e conștient de faptul că își dorește foarte mult să fie cu voi. Foarte, foarte mult e obsesia acestui personaj, să fie cu voi. Dar știe că nu poate să fie cu voi decât transformat. Decât oferind dragoste adevărată și, într-adevăr, și pasiune, că vorbim de intimitate, și au apărut regele și regina, dacă nici voi nu vă potriviți la pat, cine se mai potrivește? Nu știu. În fine, curățăm cărțile. Hai să vedem. Energia lor față de voi, energia lor. În această perioadă, două femei implicate în această poveste și iar, că tot am văzut 3 de cupe, voi știți, intuiți, și nu se poate manifesta deocamdată nimic pe timp. Energia lor. 7 de monede, deși a venit invers, să rețin. Spânzurat. Iar spânzurat. Deocamdată visează. Visează, speră. Sau intuiește, mai bine zis. Că ar putea să fie o iubire, nu doar atracție, o nouă iubire sau o iubire adevărată între voi. 7 de monede. Până una alta vă cam urmărește. Ia uite, valetul de monede. Vă urmărește, măi, vă urmărește energia lor. Asul de monede și valetul de bâte. Foarte geloși și deocamdată conflictuali. Probabil că văd aici marcaj puternic în semn de pământ, taur, fecioară, capricorn și ceva semn de foc. Turmă. Într-un mod neașteptat am senzația
că se trezesc și conștientizează că sunteți totul pentru ei, cu 9 de cupe și 10 de monede. Vă adoră, că vă adoră. Vă adoră și probabil că asta îi șochează și pe ei. Și conștientizează că dacă v-ar vedea cu altcineva, ar avea infart. Nu știu dacă infart, dar ar face, nu știu, crize de gelozie. E un conflict, e gelozie. Pentru că voi sunteți aici regine, două regine, două într-unul cel puțin. Cel puțin, din punctul lor de vedere. Poate sunteți mai mult, dar din punctul lor de vedere sunteți cel puțin două într-unul. Și ei încă n-au ajuns aici la regele de bâte. Acum, iar e o reținere. Din punct de vedere sexual, se rețin, visează, proiectează, încearcă să vă, să vă manifeste. Sau să manifeste această relație, măcar din punct de vedere intim. Își dorește asul de monede, interesant. Își dorește o nouă relație. Își dorește, nu că o nouă relație, își dorește o relație stabilă. Dar interesant este că au venit 7 de monede pe orizontal și valetul de monede tot pe orizontal. Din punct de vedere erotic, acest personaj își dorește să vă facă să vă pierdeți controlul. Și își alocă timp. Își alocă timp cu 7 de monede. Își alocă timp. Vă spune cuvintele pe care vreți să le auziți sau simte, își închipuie că vreți să le auziți. Dar, interesant, cu 7 de monede pe orizontal și cu valetul de monede pe orizontal, nu se implică încă. 7 și cu 1 este 8, dar n-au venit în poziție normală. Nu se implică suficient cât să creeze acest as de monede și îl dorește. Și dorește, pentru că este atracție foarte mare între voi. Probabil momentul în care stați de vorbă, momentul în care vă întâlniți, nu rezistă să vă sărute, să vă ia în brațe. Și voi la fel, nu rezistați sărutărilor lor, îmbrățișărilor. Dar cu 7 de monede și cu valetul, 7 și cu 1, 8, ambele pe orizontal, aș spune că nu se implică. Aș vrea să știu de ce nu se implică. Pe de o parte sunt conflicte, poate că mai sunt alte persoane care se uită, îl urmărește sau o urmărește, nu știu. De ce nu se implică ea? Bine, poate. Care e problema? Probabil că încă în perioada asta de vindecare și de regăsire a focului interior, și nu mă refer doar la sexualitate, cât mai mult, pentru că focul înseamnă mai mult decât sexualitate, chiar dacă e talare. Interesant. Este frică cu luna că aceasta ar putea să fie iubire, că ar putea să se îndrăgostească sau poate deja s-a îndrăgostit și își ascunde emoțiile cu luna. Luna ascunde. Poate mai e o altă relație, într-adevăr. Mai sunt. Am văzut semnale că probabil că acest personaj e obișnuit să treacă dintr-o relație în alta ca să fugă de emoțiile sale. Dar în relație cu voi sunt multe emoții pe care multe nici nu le înțelege. Nu știe dacă e realitate, dacă e asul de cupe, dacă e realitate sau dacă e iluzie, proiecție. Dar simte foarte multă tandrețe, dorință să vă protejeze, să vă alinte. Apă și cu pământ. Ambele dau bine, dar cu luna aș spune că e frică. Interesant, dacă acest personaj încă n-a devenit rege de băte, probabil că e cavaler de băte, probabil că e valet. Cu alte cuvinte, vorbesc în termen de tarot, cu alte cuvinte e obișnuit să se distreze, să fie un jucăuș. Un jucăuș, că trei de cupe înseamnă și distracții, da? E obișnuit să fie un jucăuș. Dar în relație cu voi, care sunteți două regine, două într-un una, pasionale, raționale, acum îi puneți pe jar, acum îi țineți la distanță, interesant.
Cald și rece, așa sunteți pentru ei. Astăzi sunteți fierbinte, mâine sunteți sloi de gheață, nici nu-i băgați în seamă. Sunteți în gândurile voastre, în alte. Da? Foarte neconvențională. Uneori simt că și voi ați risca înspre ei, alteori că puneți blocaje. Și e normal. Dacă sunteți regine de spade, să simțiți că e ceva neregulă și că acest personaj trebuie să crească, trebuie să se transforme. Și ea, dacă e distanță între voi, vă dați seama că la distanță mai sunt și alte opțiuni. Dar, trecând peste opțiuni, acest personaj începe să iubească. Să vă iubească. Și cu luna nu își înțelege emoțiile și dacă le-ar înțelege, cred că îi s-ar face totuși frică. Deși își dorește o relație de lungă durată, dar își dorește să fie protector. Uf, aș spune, cu 5 de spade am văzut mai devreme, e o luptă. Da. Ar vrea să las, ia uite. 7 de bâte. Iar apare 7 de bâte. Și asul de monede. Sunt niște chestiuni, iar am vorbit de justiție, nu știu încă cum să abordeze situația, pentru că sunt niște chestiuni care țin de justiție și pasiunea asta nu se poate manifesta până nu se rezolvă o chestiune care ține de contracte, de dreptate și nedreptate. Sunt niște lucruri. Poate mai ia uite. Da. Diavolul și 10 de... Wow! Am zis că... Am senzația că acest personaj deja v-a pus pe un piedestal, dar nu știe cum să vă abordeze, că voi vă gândiți în altă parte. Trebuie să învețe să fie corect, pentru că are tendințe adictive, trebuie să fie logic, trebuie să fie și, adică chiar dacă vorbim de dragoste, trebuie să aibă și o abordare. Nu știu, sapio, ce canalizez, sapio sexual, pentru unele dintre voi sunteți, aveți nevoie, da, de pasiune, dar aveți nevoie de bărbați, de parteneri sau partenere inteligente. Da, și pasiune, da, și inteligență. Da. Ar vrea să mergeți mai departe, energia lor intimă. Ar vrea să mergeți mai departe, dar pentru asta știu că trebuie să comunice. Să exprime ce își doresc. Că își doresc nu doar întâlniri romantice, eu știu, erotice, sexuale, cum vreți voi să ziceți, ci vor mai mult. Asul de monede. Asta trebuie să comunice că vor mai mult. Și probabil că nu se vor implica, se vor implica, totuși cărțile arată 7 și 1, da? 8 de monede. Se vor implica în momentul în care renunță un pic la confuzie și la fricile acestea de dragoste. De frică de dragoste. Hai să vedem energia voastră față de ei. Interesant. La fel a apărut și la numărul 2. Probabil că există o legătură, nu știu. Energia voastră, interesant că și la voi lună plină. Și la voi e o notă de confuzie, poate și de gelozie, dar mai degrabă de confuzie. Nu știți dacă vă joacă, pentru că știți că e jucător. Iau, de 3 de cupe. 3 de cupe, 3 de cupe. Nu știți dacă vă joacă, dacă mai are alte personaje în planul 2, planul 3. Ia uite, 7 de spade mincinosul, 8 de monede, iar. Dar au venit invers și magii. Da. Mai. Atracție este, vă simțiți foarte bine lângă ei. Probabil că vreți să vă dăruiți cu totul. Dar
Am zis, și la voi o notă de gelozie, de confuzie. Nu știți dacă mai opera cineva, aveți nevoie de exprimare, aveți nevoie de clarificări. De ce nu se implică? Interesant, a venit, am vorbit de 8 de monede, nemanifestat, și la voi apare 8 de... Nici voi nu vreți să vă implicați. Nici voi nu vreți să vă implicați, nici voi nu vreți să manifestați. Pentru că simțiți că este ceva în neregulă. 7 de spade, minciuni, secrete, fugă de... Interesant aici văz. Fugă de romantism, fugă de dragoste, fugă de stabilitate. Poate și din cauza distanței. Simțiți că ascund ceva, că au ceva neexprimat, au ceva ascuns. Și asta vă creează și vouă și confuzii și gelozii. De altfel, din punct de vedere emoțional și fizic, da, erotic, vă simțiți foarte bine împreună. Atingerile lor sunt probabil că exact cum, eu știu, le-ați visat și le-ați dorit, dar... Dar nici voi nu vreți. În această perioadă. Probabil că de-aia apare o regina de spade. Da, e pasiune, simt pasiune, mă simt atrasă de acest personaj, dar vreau să țin la distanță pentru că acest personaj încă mai are pe cineva, ori prin preajmă, ori la distanță și până nu se vindecă și nu e asumat, nu, sau asumată, nu vreau să mă implic. Consider că acest... Că m-aș păcăli, interesant, consider că m-aș păcăli pe mine. Să mă bucur de un personaj care mă manipulează. Nu? Foarte ciudată e tare. 7 de cupe și rămâne să visați și voi la ei. Să visați că veți merge mai departe și că vă veți bucura unul de celălalt și că veți fi puternici și veți controla un pic. În personajul ăsta chiar vă adoră. Da, ia uite, regele de băte. Voi știți că trebuie să vă mențineți valoarea. Vă cunoașteți valoarea și trebuie să vă mențineți valoarea. Vă luptați cu voi. Vă luptați cu voi, ați vrea să mergeți mai departe, ați vrea să vă bucurați de această poveste, dar deocamdată e un vis, vă mai gândiți. Interesant. Și au venit și multe cărți. Aveți nevoie de exprimare și unul și altul, pentru că sunt lucrurile neclare. Am zis, sunteți în punctul zero. Ori manifestați confuzie, ori manifestați claritate, ori manifestați pasiune, ori nu manifestați nimic. Energia comună dintre voi în această perioadă. Ia uite, ritual. Energia comună dintre voi. Energia comună dintre voi. Uite, regina de monede. Wow. Diavolul. Cred că amândoi sunteți obsedați unul de celălalt, într-o anumită formă. Dar unul încearcă să pară distant, probabil că voi, doamnelor, să vă controlați pasiunea. Celălalt ar vrea să vină, dar nu, cum să abordeze? Dacă nu mă iubește, dacă nu mă vrea, încă nu înțelege că de fapt voi vă abțineți. Aha. Nu că nu-i vreți, vă abțineți, dar de fapt este atracție teribilă între voi cu diavolul. Teribilă. Energia comună dintre voi, ritual. Asta e pentru mine ritual. Scuzați-mă, probabil că trebuie să comunicați ceva. Ceva ce nu ați spus încă și e foarte important, cavalerul de monede și regina de monede. Posibil că, doamnelor, voi sunteți mai mari decât ei,
decât domnii, sau mai, energia feminină e mai mare decât energia masculină, sau voi vă știți valoarea ei încă acum și o descoperă. Voi vreți lucruri stabile, ei încă sunt niște cavaleri care vin, pleacă, valeți cavaleri, da, și aveți nevoie de oameni asumați. Ce ar putea să vă ofere acum? O situație incertă. Este o lămâie verde, nici măcar nu-i coaptă, da? E un fruct verde, nu știu, cu fi lămâie, cu fi fruct, nu știu. Ceva simt. Încep să simtă cu regele de cupe și cu acest verde, ceva încep să simtă. Dar încă nu știu ce să fac cu acel ceva, cu acele sentimente și așteptați ca... Interesant. Știți, interesant, cred că amândoi conștientizați aceste lucruri pe care le zic. Nu doar voi și ei. Știți că împreună vă vindecați. Probabil că aveți Chiron, Eros, într-o anumită poziție și vă vindecați prin, eu știu, erotismul, sexualitatea pe care o puteți manifesta împreună. Mai puține cuvinte, emoții, atingeri care vindecă și care vă... Vă aduc încet, 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 încet cu cavalerul de monede către dorința de a avea ceva stabil împreună. Deși, deocamdată sunteți în punctul zero, nu sunteți în nicio situație concretă, coerentă, dar am zis între voi, amândoi, pentru că sunt doi în acest ritual. Poate că voi aveți mai multe emoții disponibile, nu disponibile, vă exprimați emoțional mai bine decât ei. Aveți o cupă, da? Ei au o lămâie și aia înțepată. Sunt, din punct de vedere al exprimării emoționale, sunt foarte stângaci. Probabil că au nodul gât să zică, să exprime ce simt. Dar probabil că se exprimă sexual mult mai bine. Însă am zis, împreună vă vindecați. Și mai ales voi, Doamne, au reușit să vindecați acest bărbat de niște probleme de comunicare, aș spune. Și cu cât sunteți mai des împreună, cu atât acest personaj simte nevoia să stea în preajma voastră. Probabil că acest personaj vă va căuta. Nu știu care e situația între voi. E ceva... Dacă sunt călătorii de făcut din partea acestui personaj, probabil vă va căuta. Dacă voi le întoarceți spatele și vă vedeți de drumul vostru, că vă știți valoarea și știți ce vreți și... Da? Ei vă vor căuta. Interesant. Ar sta și la picioarele voastre. Doar să fie în preajma voastră. Interesant. Și unul și altul. Simțiți că e o diferență între voi. Care poate că în timp, nu știu, dar deocamdată nu poate fi decât vindecată diferența, nu și egalizată. Una e să vindeci și alta e să egalizezi. Interesant. Foarte interesant. Foarte interesant. Foarte interesant. Cam asta e talarea. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Sper că v-a plăcut. Ciao, ciao!